suntem în plin proces de salubrizare a suprafețelor pe care le gestionăm. Avem 6 unități de transport, anume aici la cimitirul Sfântul Lazar, care evacuează deșeurile. Zilele următoare posibil că vom mai arenda încă 2 unități de transport. La celelalte 10 cimitiri avem doar 3 unități de transport și dacă nu să ne descurcăm, vom fi nevoiți și acolo să mai arendăm încă 2 unități de transport. Deci oamenii sunt foarte diferiți, dar sunt destul de înțelegători, pentru că în situația în care trebuie să facem ordine și cu toții avem nevoie să fie ordine și curat, atunci ne dăm bine seama că trebuie să ne unim cumva și să ajungem la acea curățenie pe care ne-o dorim cu toții. Sâmbăta, înainte de Paștele Blajinilor, vom lucra toată noaptea, deci numai dimineața, pe la orele 9, ne retragem împreună cu muncitorii pentru a sărbători această sărbătoare tradițional. După aceasta, duminică seara, după orele 18:00, iarăși revenim în teren cu toți muncitorii și iarăși vom continua să salubrizăm pe parcursul nopții până luni dimineața, absolut toate suprafețele din toate cimitirile și cam atât. În aceste zile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni, atunci solicităm și ajutor din partea altor întreprinderi și anume Exdrupul ne oferă acele 2 mașinuțe aspiratoare care vin să facă ordine pe alei, pe aleile centrale. Și, practic, când avem nevoie, solicităm ajutorul. Solicităm ajutorul poliției municipale, pentru că, dacă ați observat, patrulează, aici sunt 2 echipaje, la cimitirul central este un echipaj, se mai întâmplă situații când se mai fură, se mai sustrag obiecte de pe mormintele persoanelor decedate.